înseamnă faptul că Mirel Radu este noul selecționer la echipa mare pentru voi, pe care vă cunoaște atât de bine? Foarte mult, pentru că performanțele pe care le-am realizat cu dânsul, cu echipa națională de tineret, a contat. A fost mâna lui acolo, ne cunoaștem, îl cunoaștem și ne cunoaște și cred că vom face treabă bună împreună. Cred că este o responsabilitate și mai mare acum că el este antrenorul naționalei. Ar trebui acum, mai mult ca niciodată, noi tinerii să demonstrăm tinerii. Deja nu știu dacă mai ne numim tineri, să demonstrăm că ceea ce a fost înainte putem continua și să dăm continuitate la ceea ce am făcut. Dar așa cu Izrael, toate greu, cum arătați? Greu, ca și oricare alt meci, meci de play-off și sunt încrezător, pentru că avem șansele noastre, nu plecăm cu opțiune mai jos decât ei, este în același nivel. Cine va câștiga meci, va merge în final. Cred că orice grupă la Euro este grea, indiferent de echipă, de nume. Așa cum ne-am obișnuit, am văzut și cum am jucat cu orice altă echipă mare, atât la tineret cât și aici, nu trebuie să te uiți la nume, ci trebuie să demonstrezi că poți să te bați de la egal la egal cu orice. Sincer vă zic că am avut emoții, da. Era clar următorul penalti, după ce era tatăl, e mereu puțin mai... Dar a fost ok, am trecut peste, după ce am zis că intră mingea.